Muzeul Județean Buzău a lansat un nou produs cultural pentru vizitatorii colecțiilor de la sediul Muzeului de Arheologie, Istorie și Artă. Potrivit instituției de cultură, analizele din ultimii ani au arătat un trend ascendent al vizitelor în familie și în grupuri de prieteni. Din acest motiv, specialiștii muzeului au conceput o serie de ghidaje tematice care să încurajeze coeziunea de grup în scop educațional, aprofundând anumite subiecte legate de trecutul istoric al comunităților care s-au dezvoltat pe actualul teritoriu al județului Buzău. În cadrul ghidajului tematic, vizitatorul va urmări nu doar firul cronologic și evenimențial general, ci va fi concentrat pe un singur subiect de urmărit, pentru ca la finalul prezentării să cunoască aspecte și detalii în amănunt. Am plecat, sau mai bine spus, alegerea temelor pentru aceste ghidaje a aparținut colegilor care se ocupă în acest moment de susținerea și de implementarea lor. Este vorba despre educatorul muzeal Denisa Prahoganu și muzeograful PR al Muzeului Județean Buzău, Daniel Drâmbu. Evident, au plecat toate aceste idei de la patrimoniul pe care Muzeul Județean Buzău îl deține și care poate parcurge un circuit complet prin majoritatea spațiilor expoziționale ale muzeului. Seria ghidajelor tematice debutează cu 4 teme, respectiv credințe și ritualuri în preistorie, Buzăul de la târg medieval la municipiu, bijuteriile între a avea și a fi și timpul trece, Buzăul rămâne. În cadrul acestui tur tematic ghidat, vor fi prezentate vizitatorilor toate obiectele și toate dioramele ce țin de comportamentul funerar din preistorie până în antichitate și evul mediu. Spre exemplu, se va începe ghidajul pe lângă o inițiere primară în ceea ce înseamnă rit și ritual funerar, cu exponatele din sala 1, spunem noi, sala 1 arheologie, neoliticul în zona subpatatilor de curbură, unde se va vorbi despre înmormântările în tumuli, pe de-o parte, după care se va continua cu înmormântările, înfumările în ringuri de piatră în sala de epoca bronzului, evoluția credințelor magico-religioase care au stat la baza acestui comportament funerar și se ajunge până în antichitate, în ghidajul fiind încheiat cu descoperirile funerare romane de la Pietroase. Discuția aplicată despre podoabe, despre bijuterii, plecând de la semnificația materialului suport, de la semnificația metalelor, pietrelor din care erau confecționate aceste bijuterii, tot evident legat de sistemul magico-religios, până la modul în care ele erau executate, modul în care ele circulau pe distanțe foarte mari și evident semnificația socială și religioasă a acestora. Ghidajul pleacă la fel din sălile de arheologie, din spațiile expoziționale aparținând neoliticului și se încheie în epoca. Accesul este gratuit în limita locurilor disponibile.